Sunt Raul Jurchela, hai să vedem împreună cele mai importante informații ale zilei. Astăzi afli povestea unei fete minore, agresată și hărțuită pe stradă de un tânăr de 18 ani. Afli apoi că profesorul hărțuitor de la Lugoj a fost suspendat și nu mai are voie să predea o perioadă. La final afli că copiii pot sări peste clasa pregătitoare și pot merge direct în clasa 1. În Timiș sunt disponibile peste 1000 de locuri. Momente grele pentru o fată minoră în zona străzii Polone din Timișoara. Ea a fost hărțuită și agresată de un tânăr de 18 ani care a abordat-o pe stradă și a început să-i facă avansuri. Bărbatul i-a propus copilei să meargă cu el acasă, însă aceasta a refuzat. Atunci a devenit agresiv, i-a smuls telefonul din mână și l-a spart de asfalt. Alarma a fost dată de mama fetei, care a sunat la 112 după ce tânăra a povestit ce a pățit. Un echipaj de jandarmi a fost trimis în zonă, iar oamenii legii au reușit să pună mâna pe agresor. El s-a ales acum cu dosar penal pentru distrugere. Profesorul care i-a propus unei eleve de 14 ani să facă sex cu el pentru a primi note mai mari a fost suspendat pentru 30 de zile. Bărbatul în vârstă de 55 de ani a fost reclamat la inspectoratul școlar, dar și la poliție de părinții fetei, care a povestit totul acasă. Atât reprezentanții instituției de învățământ, cât și polițiștii fac cercetări în acest caz. Pe tot parcursul lor, profesorul nu va mai avea voie să vină la școală. Petion.ro a însă toate datele. Clasa pregătitoare poate fi sărită cu anumite condiții însă. Practic, părinții ar putea mai nou să-și dea copiii la școală direct în clasa 1 dacă îndeplinesc anumite criterii. Mai mult în timp și-au fost anunțate și locurile puse la dispoziție de Inspectoratul Școlar pentru înscrierea directă în clasa 1. Este vorba despre puțin peste 1000 de locuri. PetiON.ro ai însă toate datele. Cam atât pentru astăzi, ne vedem și mâine de la aceeași oră. Până atunci rămâi tion.ro!